Dacă e vorba de o patimă pentru Iulia Hașdău, eu n-aș numi-o așa. Cred că este o datorie pe care trebuie să o fac eu. Dacă m-aș gândi bine, aș spune că e datoria noastră a tuturor ca să păstrăm, să respectăm valorile spirituale pe care ni le-au dăruit alții. Cât timp nu o să știm să le respectăm, să le transmitem mai departe, ființa noastră va fi din ce în ce mai slabă. Așa poate se explică faptul că dacă am avut norocul să văd manuscrisele Iuliei Hașdău, să văd scrisul acela copilăresc pe o foaie veche de 150 de ani, simt că trebuie să împărtășesc ceea ce știu. În două cuvinte, toți entuziasmați de Iulia Hașdău spun: a, copilul genial, tânăra precoce care a știut așa. Raportat la timpul ei, adică un secol înainte, înaintea noastră, înaintea existenței noastre, celei pe care o știm și pe care o conștientizăm, era extraordinar ca totuși un copil de 4 ani să știe engleză, germană, franceză, română perfect. Poate că era tot neobișnuit ca un copil de 11 ani să scrie romane întregi, mii de pagini de versuri. Și am simțit tot de datoria mea ca să nu fie nicio mistificare, adică raportat la perioada respectivă și raportat la educația pe care a primit-o și la nivelul epocii respective, Iulia Hașdău trebuie considerată un copil, o tânără încă în formare. Vorbeam de obicei și spuneam că ce a caracterizat-o, în afară de talent, erudiție, inspirație, a fost modestia. Deci ea niciodată nu și-a asumat niște calități pe care știa că încă nu le stăpânește. Toate poeziile ei, care sunt tributare, normal, curentului literar al vremii, au un moto care recunoaște prin acest moto din cine s-a inspirat. Pentru ea, de exemplu, Hugo a fost extraordinar, a fost fantastic, luând și faptele reale, adică în momentul în care a murit Victor Hugo, pe care îl adula, Iulia Hașdău s-a dus împreună cu mama ei și au depus coroane de flori și a vrut să scrie în carnetul de onoare, în caietul de onoare. Toate acestea înseamnă mărturisirea unei realități. Și atunci hai să departajăm, să vorbim de persoana fizică Iulia Hașdău, fiica unui mare erudit, care a crescut într-o casă unde pereții erau tapetați cu documente, cu acte, unde se întâlneau mari ziariști ai vremii și discutau la un nivel foarte ridicat și fetița de 4-5 ani asista la aceste discuții și poeta care, din modestie, din recunoașterea faptului că încă nu poate să debuteze, să arate ce e mai frumos, a lăsat publicate numai 4 poezii în etual rumen, iar restul, povara tipăririi, editării, prezentării Iuliei Hașdău ca un geniu, i-a revenit tatălui. Iulia Hașdău, născută în București, într-o stradă din centru, pe o stradă din centrul Bucureștiului, de la 4-5 ani a trăit pe dealul Arhivelor, unde tatăl era directorul acestora și unde toată livada, toată grădina din spatele mănăstirii era raiul pe pământ pentru Iulia Hașdău și fetițele mai mari ca vârstă decât ea. Acolo Iulia Hașdău a simțit nevoia să scrie piesele de teatru în limba română, în versuri, despre evenimentele istorice, cum ar fi soldatul întors din bătălie, sau despre întâmplările, certurile, Lizuca cea leneș, Andrei cel nărăvaș și așa mai departe. Deci simțea nevoia ca tot ce trăia în această viață proprie unei inspirații extraordinare să fie consemnat. Iulia Hașdău a vrut să facă un jurnal din două motive. În primul rând era tatăl, care o învățase și ceruse ca
ca tot ce scrie să fie datat. Așa se face că putem avea în mâini romanul cel mai frumos scris de un copil pentru alți copii, istoria lui Mihai Vodă Viteazu. Firește, tatăl povestea ce s-a întâmplat ca fapt istoric, dar Iulia, în acest roman pentru copii scris la 7 ani și 6 luni, cum consemna Bogdan Petricu Hașdău, spunea: măi bre, fraților, să vezi nenorocitul de turc cum se împiedică. Deci era ceva accesibil oricărui copil. Simțea nevoia ca din ce știe ea să dea și altora. Și-a luat foarte ușor examenele cumulate pentru clasele primare cu dispensă de vârstă la liceul Sava din București și în același timp și diplomă cu cunună pentru premiul întâi la conservatorul din București. Pentru că Iulia, în afară de faptul că studiase cu elevii lui Bogdan Petricu Hașdău geografia, istoria română pregătite pentru examen, studiase și pianul. Iar când la 11 ani a plecat să-și continue studiile la Paris, a cerut insistent ca să aibă profesori particulari, nu meditatori. Erau cei cu care ea studia greaca și latina ca să poată citi în original marile capodopere. Era această sete de cultură, de știință, măcar de s-ar transmite din testamentul ei această dorință pentru câțiva din generația ei, sau, mă corectez, din generațiile actuale. Din generația ei, prietenele nu prea au mers în același pas, fie că s-au măritat, fie că după 2 ani de facultate la Sorbona au renunțat, dar Iulia a continuat la Colegiul Sevinie să fie cea mai bună elevă din clasă și la numai 3-4 săptămâni după ce fusese înscrisă la Colegiul Sevinie, când a fost o inspecție din partea profesorilor de la Sorbona, așa cum trebuiau să fie exercitate în toate școlile, citindu-i compozițiile, profesorii s-au mirat și au spus: cum domnișoara nu este franțuzoaică? Atâta subtilitate a limbii franceze deja fusese însușită de ea. Trebuie să adaug că Iulia îi ceruse tatălui ei, cu care avea o strânsă corespondență, permisiunea ca să-i scrie în franceză și se justifica: vreau să cunosc această limbă cum numai francezii o pot înțelege. Ba mai mult, mesajul pentru generațiile următoare era prin intuiția ei că dacă vrem să ne afirmăm și să fim cunoscuți în Europa, trebuia folosită o limbă de circulație. Datoria mea față de Iulia a început prin recunoașterea faptului că Iulia a fost nedreptățită. Întâi, când tatăl în 1889 și 1890 i-a publicat œuvre posthume, toată lumea a pus, mă rog, toată lumea, cei care lecturau și eram o țară francofonă, spuneau: e, nu se poate ca la 15 ani să scrie asemenea versuri, precis tatăl a intervenit. A doua nedreptate a fost când, în regimul de după 40, editorii spuneau: snobismul, de ce nu a scris în limba română? Și atunci mi-am propus să dovedesc că Iulia a scris în limba română, a scris cea mai frumoasă poezie, România, în limba română. Dar tatăl, păstrându-i dorința ca să fie publicată în franceză, nu a inclus în volumele de œuvre posthume și acestea. Œuvre posthume a Iuliei Hașdău cuprind de fapt 4 volume foarte consistente. Este vorba de titlul Bourgeon d'Avril, care l-a dat ea ca o intuiție că soarta ei se aseamănă mugurelui de aprilie, iar pe de altă parte rămase nepublicate de Bogdan Petricu Hașdău încă 2 volume de cugetări pe care eu le consider mult mai valoroase. Este acea inteligență extraordinară, genialitate, care, fie spus între noi, și în convorbirile ulterioare prin ședințe de spiritism, Iulia va continua pe aceeași linie. Deci Iulia avea niște, hai să le spun, panseuri sau, dacă vreți, cugetări, erau de o profunzime extraordinară. De pildă, spune, citesc din memorie: într-o bătălie, Victoria este de partea armatei
care are nevoie de ea. S-a dovedit de-a lungul istoriei că așa s-au petrecut lucrurile. Într-o ceartă, într-o bătaie între doi copii, va învinge sau va avea câștig de cauză cel care are mai multă nevoie. Fie că e vorba de un țigănuș, fie vorba că e de un sărăntoc, dar el are mai multă nevoie ca să îi se recunoască, hai să spun, superioritatea, decât celălalt care beneficiază de o viață tehnită într-o familie îndestulată. Ei, iată că acest ciclu de Bujon d'Avril are mai multe compartimente, deci sunt acești muguri de aprilie și sunt confidans destăinuirile și volumul de teatru. Volumul de teatru Bogdan Petricei Guhașdău n-a putut să-l tipărească decât sub formă foarte schematică. Fie titlurile comediilor, tragediilor pe care Iulia îi titula să le scrie, fie povestite subiectele acestora, fie acte întregi din piesele respective, dar nimic finalizat. Și din cauza aceasta se trece cumva peste sau se exagerează. Adică au fost personalități ale culturii noastre care, neintrând în esența fenomenului Hașdău, pentru că e vorba de un fenomen, întreaga familie a fost o dinastie de cărturari, au spus că da, Iulia, într-adevăr, aborda subiecte neobișnuite. Asta era esența familiei Hașdău. Tadeu, Alexandru, Bogdan, Boleslav, deci străbunicul, bunicul, tatăl, toți au fost niște oameni universali, adică o cultură generală. Scriau versuri, făceau piese de teatru, traduceau. Cel puțin Hașdău a fost întemeitorul științelor comparate în istorie, în literatură. Așa că Iulia se integrează în această moștenire primită și pe care a dezvoltat-o. Deci am vorbit despre modestia ei, că nu vroia să semneze Iulia Hașdău, tocmai ca să nu se spună e fica lui Hașdău, și pseudonimul ales de ea a fost Camille Armand. Din păcate, nu știu de ce, pentru că Iulia recunoaște că într-un mod inexplicabil i-a venit această idee în minte și o să-i o povestească tata. Ce se poate spune sau cunoaște despre Iulia Hașdău este pe baza corespondenței cu tatăl, de care spiritual a fost foarte legată. Tatăl era cel care îi drumea în toate domeniile, începând de la alegerea profesorilor cu care va face greacă, latină, desen, pictură, canto, și terminând cu alegerea locuinței, iar mama, ardeleancă Grijulie, care la despărțirea de Hașdău, în fapt a spus, n-am bărbat de lăsat, conștientă fiind de valoarea lui Hașdău, și această dorință de a Iuliei de a fi pe picioarele ei, adică nu la umbra unui pom poate să crească o mlădiță vie. Așa că, din păcate, Iulia Hașdău a lăsat cel mai prețios testament. Spunea, voi învinge prin mine însă. Și, de fapt, de-a lungul vremii, a trecut un secol și jumătate aproape, s-a dovedit că soarta ei a fost legată de această intuiție pe care a avut-o. Iulia nu a beneficiat de niciun ajutor sentimental. Totul a fost oferit celor care cercetează dintr-o întâmplare. Adică eu recunosc că dacă nu eram în momentul în care la arhive se deschidea cufărul cu testamentul lui Hașdău la 75 de ani de la moartea marelui savant, n-aș fi fost impresionată, n-aș fi crezut niciodată că afirmațiile copil, genial, tânără, teribilă, erau chiar justificate. Și pe urmă trebuie neapărat spus ceea ce părintele Galeriu a fost primul care a afirmat, într-o oază de catolicism, cum era Franța, cum era educația în domeniul, în spațiu geografic în care locuia, ea a fost în continuare ortodoxă. Serbau Paștele, Crăciunul ortodox.
a ars ca o lumânare la ambele capete, intens, adică vrând să lase ceva. Adevărul îl aflăm din corespondența și din însemnările ei, că de pe la 7 ani și jumătate, când a avut un pojar repetat, microbul atât de veninos al tuberculozei se incubase. Iulia a știut de la 12-13 ani că este condamnată și a avut de ales între o viață comodă sau viața în care era studenta excepțională de la Sorbona și înainte la Colegiul Sevinie, și poeta inspirată, dramaturga, vizionara. Are un zguduitor jurnal fantezist, eu i-aș spune jurnal de premoniții, în care Iulia își începe jurnalul în ziua morții, inexplicabil, și tratează evenimentele până în 1975, cu multe elemente care s-au confirmat, s-au petrecut. Iulia descrie în acest jurnal fantezist construirea Palatului de la Cotroceni, ceea ce nici nu se pusese în discuție la anii 1880 chiar. Alegerea tezei de doctorat dovedește atașamentul ei față de cultura noastră. Sunt multe scrisori în care îl întreabă pe tata ce înseamnă Maloteea. Sunt poveștile pentru copii care, din fericire, acum și-au găsit loc în manualele școlare, în care toată flora, fauna, bogăția noastră își găsește locul sub pretextul unor relatări, jocuri între copii. Deci, iată că Iulia a lăsat o urmă nu atât de adâncă, cât de perspectivă, un traseu viu. Sunt convinsă că o să mai apară mulți, mai ales în secolul nostru, copii care vor fi la fel de dotați, pe de o parte, în mod categoric, dar vor avea același sâmbure de zbor către viitor, care vor simți nevoia ca între un studiu facil, un lucru sau o căsnicie fericită și datoria de a lăsa ceva în viață, va fi ca o flacără. Și în contextul ăsta, mă gândesc la spusele Iuliei Hașdău cu voi învinge prin mine însă, și că îi mărturisește tatălui că sub un nume necunoscut eu voi fi mereu printre cei tineri. Și ăsta este darul pe care mi-l face Iulia Hașdău. Am realizat prin contactul cu tinerii că avem nevoie ca Iulia să fie cunoscută. Deci eu mi-am făcut datoria, tot ce am aflat în documente, în poeziile ei, să prezint în conferințe, în cărți, în monografii, lucrări științifice la început. Dar acum este nevoie ca ea să fie acceptată ca o temă de viață. Și atunci această asociație Iulia Hașdău, care în mod miraculos dăinuie de peste 22 de ani, care aproape inexplicabil a avut sediu în casa în care s-a născut Iulia Hașdău, și ne face pe mulți să gândim, puțin ironic, puțin încrezător, dar așa a vrut Iulia, pentru că absolut întâmplător, după aproape un deceniu de studiu al actelor, în cu totul altă parte am descoperit actul de naștere, unde era stipulată adresa la care s-a născut și totul a mers ca în pâine, adică imediat mi s-au dat aprobări și am avut acolo sediul asociației. Era o atmosferă extraordinară, lumea se distindea și vorbea numai despre lucruri care, aș spune eu, nu în ghilimele, dar subliniat, nobile. Deci urmează acum etapa în care Iulia trebuie să dea mâna cu generația asta și, din fericire, din 10-20 de tineri care participă la ședințe de cenaclu, sunt publicați în revista Mesaj Literar, cel puțin 3, sunt extraordinari, adică se simte în ei vibrația inspirației, au ceva de spus, nu versifică, ei fac poezie. Adică este o chemare către romantismul acela pur. Unul dintre volumele de versuri ale Iuliei
se intitula Chevalerie. Și eu cred, lipsită de modestie, că în traducere am găsit titlul potrivit, medievale. Adică era un ciclu de poezii în care era vorba despre domnițe, despre cavaleri plecați ca să apere dreptatea, pentru nobil, pentru suveran să-și dăruiască viața, să fie cinstiți, loiali. Noi avem nevoie de acest aer de respirat acum și sunt convinsă că este o sămânță aruncată de Iulia. Această revistă Mesaj Literar este portavoce a celor care se apropie de ea. Și spuneam că am norocul și, deși aș vrea cumva să mă desprind, mai găsesc, de exemplu, însemnări de călătorie care n-au putut fi puse într-un roman sau într-o carte sau într-o biografie, dar trebuie cunoscute că însemnările unui copil de 11 ani care vizitează Europa însoțit de un erudit cum era Hașdău, în care descrie Olanda, costumele, obiceiurile, muzeele, este un adevărat document. Și sunt reviste literare care continuă să publice aceste materiale. Și în momentul în care omul citește un articol, un manuscris de-al Iuliei despre Franța, despre Scoția, întreabă ce data, ce a mai scris fata asta? Și iată că e trimis cumva să știe mai multe despre Iulia, nu numai faptul că a murit la 19 ani neîmpliniți de tuberculoză. Tuberculoza era atunci cum este astăzi SIDA. Cancerul deja a fost depășit. Deci când asistă toți neputincioși și Iulia și-a ascuns această boală fizică, și am citit mult, m-am documentat, că nu-mi explicam atâta bogăție de inspirație. Starea aceea subfebrilă a tuberculoșilor le dă o dorință de a trăi mai mult și mai intens. Orice spectacol care îl vedea sau scenă care se petrecea ziua, ea îl transpunea într-o piesă de teatru, într-o poezie. Și primul volum care a fost editat la asociația noastră se pare că a avut cele mai reușite traduceri, pentru că nu erau traduceri făcute de poetese, poeți, în care ei își împrumutau stilul, ci de tineri care vroiau să îi înțeleagă sensul. Și se numea Destăinuiri, Confidence. Probabil că vor mai urma, așa cum au fost concursuri de poezie. Și ca să revenim la preocupările mele, încerc și nu mă simt jignită, dar mi se pune eticheta Crina de Cusară Bocșan, Iulia Hașdău. Nici pe departe nu pot să fiu la înălțimea ei, dar am foarte multe lucrări ale mele, începând de la povestiri pentru copii, povești pentru copii. Am descoperit, uitasem, că de pe la 90 ani publicam în revistele pentru copii. Deci erau poeți avizați, Victor Tulbure, care acceptau, nu erau de neglijat. Deci mai am romane, unele au văzut lumina tiparului, altele așteaptă și de câte ori vreau să mă ocup de ele. Ce înseamnă să mă ocup? Să le predau la o editură. Îmi apare ceva mai interesant despre Iulia și iar fac o pauză de 2 săptămâni. Așa că ezit între dorința mea de a mă desprinde și a lăsa altora mesajul deja transmis. Am senzația că mai mult nu pot, dar de asta spun că totdeauna apare ca în viața tuturor dacă Iulia Hașdău își găsește un alt purtător de cuvânt, eu voi fi prima care voi fi încântată și nu vreau să se transforme datoria mea către ea și către știința, literaturii și cunoștințe despre ea, într-o povară. Mulțumesc!